S-a născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în România. Iată sursele și originile artei sculpturale brâncușiene. În spațiul revoluționar artistic, în avangardele începutului de secol 20, contemporanii săi descopereau arta africană, arta amerindiană, orcubismul, formele abstracțiunii ori ale artei non-figurative. Brâncuș n-a aderat niciodată la ele, cu toate că le-a socotit întotdeauna ca pe niște manifestări libere. Dar a căutat mereu arhetipul, această călătorie în lăuntrul ființei. Tradiția e o încercare, o inițiere. În fragmentele ei, obiceiuri, credințe, legende, rituri, diversificate și în multiple variante, este așezat misterul cunoașterii, arhetipul încifrat al existenței umane, cosmice, creștine. Opera de la Târgu Jiu este centralitatea simbolică, o resuscitare spirituală, o întoarcere la categoriile superioare, metafizice, o operă subtilă a libertății.